Bineînțeles că dacă este de ales între mâncare adevărată sau mâncare de ciocolată, majoritatea va alege a doua variantă. Astăzi la Multidufan te așteaptă o provocare cu mâncare de ciocolată. Deci, Ces, hai să aflăm ce ne așteaptă. Uite, e o pisică! Și nu orice pisică, dar pare că e de ciocolată! Da, am avut dreptate! E o pisică de ciocolată! Grozav! Chiar că ai noroc! Oare pe mine ce mă așteaptă? Nemaipomeni, ce minunăție! Îl voi numi Micuțul! Ce drăgălășenie! Dă-l în coavreau și o să-l mângâi! Poftim, tu ai pisoiul tău! Bine fie! Mă mulțumesc cu pisoiul de ciocolată! Și Micuțul vrea să mănânce! Cred că nu va refuza puțin lapte! Doar priviți-l, ce minunăție! Un drăgălaș! Cred că am o idee! Știu ce voi face cu laptele! Dacă Micuțul tău a băut deja, atunci e rândul pisoiului meu! Cred că nu va refuza! Iar eu nu voi refuza ciocolata cu lapte! O ador! Ce tare! Tu ai un pisoiaș drăguț, iar eu unul gustos! Foarte corect! Din ciocolata rămasă pot bea laptele! Uite ce grozav! Cât de grozav! Și laptele s-a amestecat cu ciocolata și ciocolata cu laptele! Combinația perfectă! Și eu vreau ceva gustos! Și cred că am o idee! Uitați, Micuțul meu e acum un prinț! Ba nu, un rege! Tare! De fapt, nu. Și bunătățile unde-s? Să aflăm mai repede ce dulciuri ne așteaptă! Oh, nu! Nu-i grozav deloc! Absolut deloc, ardei! Da, iar tu vei mânca prima! Oh, no! Și asta de ce? Tu prima! Nu tu! Gata, ajunge! Începe! Nu înțeleg, de ce eu? Sper să nu fie așa de iuț cum arată! Ce bun e! E ciocolată! Nu iute deloc! Ce mai noroc! Uimitor, chiar că e grozav! Și încă cum! Vreau să-i mănânc pe toți! Și asta la viteză maximă! Sunt impresionată! N-am mai mâncat ceva atât de bun de mult! Grozav! Te invidiez! Ce noroc ai! Mersi! Good. Iar tu... nu prea! Da, eu n-am noroc! Nu prea cred că sunt tot de ciocolată! Mai degrabă adevărați! Dar speranța moare ultima! Nu e așa rău cum așteptam! Poate că nu-s deloc iuți! Ce? Cum așa? Deloc iuți? Ce? E oribil! Ți-am zis eu că sunt iuți! Ajutor! Nu mai pot! Ai nevoie de lichide! Ca de exemplu... Mai repede! Am nevoie de orice fel de lichide! Chiar orice fel? Nu prea cred că-ți va plăcea sosul iute! Ce? Cine? Vai! Cred că deja te așteaptă cineva pe orbită! Ai grijă! Uimitor! Sunt în cosmos! Și cred că... voi pica! What? Doar nu pe mine! Nu pe mine! Scuze! Ochii se în altă parte, dar... nu-i nimic, eu sunt de vină! Sorry! Nu!
eu ridic prima. Ce să fac cu un singur pantof? Pentru ce-mi trebuie așa ceva? Poate e comestibil? Ia, nu, nici pe departe! Delicios! Piele naturală! Oare eu ce am? Uimitor! Eu am cel mai mare noroc! Am un pantof mai frumos, ba chiar și mai gustos! Și ce? Nimic! Doar că eu îl pot mânca! Dacă e așa de bun, poate-mi dai și mie să gust? Măcar o bombonică! Nu! Măcar tocul! Nu! Măcar să-l ling! Te rog! Nu! A, deci așa? Atunci ia-ți adio de la pantoful tău! Nu, de ce? Era așa de gustos! Nu trebuia să te zgârcești! Opa, chiar am rămas cu o bucățică de ciocolată! Tare! Chiar că era gustos! De ce ai făcut asta? Okay, here we go. Oare ce avem sub capac de data asta? Vezi și tu asta? Sunt iPhone-uri! Noi! Ce grozav! Da, de acord! De când îmi doream un iPhone nou? Și în sfârșit am primit unul! Ciudat! Dar de ce nu merge nimic? Și de ce sunt murdară cu maro? What's this? Ce-i asta? E ciocolată! Acum eu deschid! Și eu sunt curioasă! Wow, incredibil! Exact, incredibil! De-abia aștept să-mi fac câteva selfie-uri! Și eu vreau! N-am nevoie de tine în cadru! A, deci așa? Atunci am să-ți arăt eu ție! Asta sigur te va speria! Bo! A, cine ești? Doar nu mă mânca! Se pare că am mers! De ce ai făcut asta? S-a spart iPhone-ul, doar din cauza ta! Ca să știi să nu te mai zgârcești cu prietenii! Știi ce? Mi-a venit o idee grozavă! Eu îți dau iPhone-ul și tu îmi dai ciocolata! Ok! Păi, bine fie! De acord! Ce bine că nu știe că e stricat! Să vedem ce mai ai iPhone! Ce? De ce e spart? N-am idee, eu doar mănânc ciocolata! Ciocolata mea! Dă-mi-o înapoi! What? Aproape ai mâncat-o pe toată! Cum nu ți-e rușine? Poate cablul ăsta de ciocolată mă va ajuta să refac totul! Trebuie doar să-l conectez la sursă! Oare ce se poate întâmpla? Incredibil! E din nou întreg! Cât de tare! Îl pot mânca de la început! Încărcător magic! Pot să nu mai bat capul pentru starea lui! Mereu se va reface! Ce tare! Asta e mulțumită cablului! Oare unde duce? Se pare că e un încărcător de ciocolată. Exact ca iPhone-ul. Deci la fel de gustos. Vai, aproape că l-am terminat. E timpul să-l încarc. Ciudat, de ce nu se reface? Nu-mi place asta. Poate s-a întâmplat ceva cu cablul? N-am nicio idee. Ți-am mâncat cablul și blocul de încărcare. A fost delicios. L-ai mâncat, iar acum iPhone-ul nu-și mai revine.
Ce delicios era! Să-l mănânc la nesfârșit! Sper să fie ceva gustos! Păi hai să vedem! Sunt ochi! Stai, calmează-te! Mai întâi să vedem din ce sunt! Nu-i nimic de speriat! Sunt comestibili! Serios? Incredibil! Iar al meu e de ciocolată! Grozav! Nu se putea mai bine! Și eu aș vrea ciocolată! Atât de multe și e toată doar a mea! Tare! Sunt în transă! Poate-mi dai și mie să gust! Nu! Mănâncă-l pe al tău! Exact! Și al meu e delicios! Ador ochii de jeleu! Dar aș vrea să gust și din ciocolată! Cred că știu cum să fac să pun mâna pe el! Există o cale! Gata! Acum toată ciocolata e a mea! Avea dreptate! Chiar că e delicios! Jess? Bună! Eu? N-ai nimic de mărturisit? Uite că eu am niște întrebări pentru tine! De ce mănânci ciocolata? Ce lovitură bună! M-am scăpat și de Jess, mi-am recuperat și ciocolata! Bravo mie! Prezentatorule, unde ne este premiul? Premiu, chiar! Am uitat complet să-l pregătesc! Dar nu-i nimic, am o idee de rezervă! Ce ziceți de un popit enorm în formă de inimioară? Eu zic că e grozav, iar dacă începeți să vă jucați, va fi imposibil să vă desprindeți! E foarte relaxant! Aveți un minut să-l desenați! Am o idee cum să fac ca desenul meu să iasă în evidență! Toți vor desena inimioare pe hârtie, iar eu voi face una de hârtie! Arată super! Mai rămâne doar să dau culorile și nimeni nu-l va deosebi de cel adevărat! Da, arată ca o măzgăleală curcubeu! Nu ca la mine! Pentru ce îți trebuie pensulele când poți desena cu degetele? Arată mult mai frumos! Frumusețe! Gata! Sigur câștig runda asta! Nimeni nu va desena mai bine! Da, măzgălelile tale nu pot fi repetate de niciuna dintre noi! Iar eu ce să mă fac? Inimioara mea nu seamănă deloc cu cea pe care trebuie să o desenăm! Cred că mă va salva insigna mea! Are forma ideală și chiar culorile asemănătoare! Trebuie doar să adaptez puțin mărimea! Acum e perfect! Inima asta va fi perfectă! Trebuie doar să o conturez! Iese minunat! Am toate șansele să câștig! Vai, am uitat complet! Fetelor, timpul s-a scurs! Timpul să vă văd desenele! Așa, Kate, nu înțeleg ce ai desenat! Arată ca o măzgăleală! Dar ce ziceți de lucrarea mea? Mary, nu-i rău, dar mă așteptam la mai mult! Dar ce are Lily? Wow, îmi place! Lily, tu câștigi! De ce? Și eu m-am străduit! Înseamnă că învinge Mary! Și eu? Și eu vreau popitul! M-am străduit! Atunci tu! Sau nu? Tu! Gata, mi-a ajuns! Voi decideți al cui e! Mi-e egal! E al meu! Pe bună dreptate! Trebuie să fie al meu! Oare cum se va termina războiul ăsta? Wow! Ce interesant! Mi-a plăcut! Când vine prezentatorul? Și unde e premiul nostru? Sunt aici! Astăzi aveți mare noroc! Vă așteaptă un premiu grozav și drăguț! Acest pisoiaș pufos! Va deveni prietenul vostru de nădejde! Ce drăgălășenie! Ia
așa dulce! Cu siguranță! Cred că știe și singur! Ca să priviți pisoiașul, trebuie să-l desenați! Baftă! Timpul se scurge deja! Deja? Atunci trebuie să desenăm mai rapid! Hei, cu grijă! Haide, nu te plânge! Ce să desenez? Cred că va fi super dacă voi desena pur și simplu un pisoiaș drăguț! Știu și o tehnică grozavă! Dintr-un cuvânt și îmi va ieși un desen nemaipomenit! Așa, chiar n-arată rău deloc! Cred că și mie îmi va ieși grozav! Ceva clar nu fac bine! Trebuie să mă uit! Acum așa, o linie, o lăbuță? Gata! Nu, e oribil! Nu mă va duce nicăieri! Firar, se pare că era singura mea coală! Ce mai? Voi desena direct pe masă! Da, Austin n-a ieșit niciodată în evidență pentru intelect! Clar nu primește pisoiașul! Iar eu am șanse pentru că desenul meu arată grozav! Adevărul e că lipsește valiza magică! Uite așa e mai bine! Aici clar voi găsi ce-mi trebuie! Nu-i cinstit! Nu avem voie să folosim obiecte din exterior! Pentru ce corectitudine când am bani? Vreau doar să fac cu ajutorul lipiciului și paietelor dintr-un pisoi obișnuit unul glamour! Cred că nu va fi împotrivă! Acum pisoiașul meu strălucește la fel ca mine! Vom străluci împreună! Trebuie doar să mă scap de surplus. Vai, ce-i asta? Hop-ciu! Cindy, e din cauza sclipiciului tău. Wow, ce desen grozav! Dă-mi-l! Nu, mi-l strici. Atunci am să-ți fur un borcanel de sclipici. Îmi doresc foarte tare să-mi decorez pisoiașul. Nici nu știi să-l folosești. Ce e de știut? Contează să torn direct pe pisoiaș. Se pare că am exagerat puțin. Te-am avertizat. Ce mai, prieteni? Timpul s-a scurs. Arătați-mi ce ați desenat. Așadar, văd că v-ați străduit. Foarte tare! Ce părere aveți despre desenul meu? Lucy, ți se pare că seamănă cu drăguțul ăsta? Deloc! Nu seamănă deloc! Iar eu sunt primul care a desenat pe masă! Plus pentru originalitate! Mai degrabă minus pentru prostie! Pufosule, nu privi teroarea! Cindy, bucură-mă măcar tu! Eu am făcut un pisăiaș glamour! Wow, e grozav! Pufosul zice că vrea să fie prietenul tău! Cindy, felicitări! Pufosul e acum al tău! Sigur îi va plăcea să trăiască cu mine! Îi voi face toate plăcerile! Dă-ne măcar să-l mângâiem pe drăgălaș! Poftim! Mâinile acasă! Hei! Creionul meu e pregătit! Așteaptă să înceapă!